De-a lungul timpului te-am rugat constant să lași o întrebare în secțiunea de comentarii pentru că noi vrem să răspundem la întrebările pe care tu le ai. Și astăzi, pentru că am ajuns la episodul 17, am decis să luăm întrebările pe care le-am primit de-a lungul timpului și să răspundem astăzi la cât de multe putem. Noi am selectat 12 întrebări pentru că ne-am gândit că ne ia cel puțin 5 minute să discutăm despre fiecare lucru, pentru că atât eu cât și Diandra o să răspundem la ele. Și ne luăm cam o oră și 10 minute la dispoziție, pentru că așa ne luăm de fiecare dată pentru fiecare episod din podcast. Așa că fără să mai lungim, haide să începem să răspundem. Diandra, bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația mea din nou de a participa la podcastul pe care îl fac mereu împreună cu tine. Bine te-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Cum să învingi frica de a spune ce simți, mai ales persoanelor dragi? Interesant. M-am luptat mult timp cu chestia asta. Și nu numai față de persoanele dragi, cât și față de persoane random pe care nu le cunoșteam sau nu aveam vreo treabă neapărat cu ele. Pe față de cine ți se pare că este mai greu să spui ceea ce simți? Nu știu. Asta e foarte interesant, pentru că depinde mai exact cu ce te confrunți, știi? Pentru că atunci când e vorba să le spui persoanelor dragi ceea ce simți cu adevărat în sensul, și aici cred că se referă persoana respectivă când, spre exemplu, te deranjează ceva la persoanele dragi ție și vrei să le spui. Da, probabil că o conversație puțin mai grea. Exact. Și atunci, știi, ți-e frică să spui asta persoanelor dragi ție pentru că ți-e frică să nu le dezamăgești, să nu plece din viața ta, să nu te abandoneze, să nu le rănești. Exact, să nu le rănești, adică simți în continuare nevoia de a le proteja cumva. Și le protejezi și pe ele prin chestia asta, dar ajungi să te protejezi și pe tine. De ce zic că să te protejezi și pe tine? Pentru că tu te simți în siguranță dacă știi că persoanele dragi ție nu sunt rănite, nu sunt supărate pe tine. Nu... Și cred că nici nu vrei să fii tu la rândul tău judecat, în sensul că să nu simți că persoana aia poartă pică pentru că i-ai spus ceva ce era incomod. Da, exact. Și până la urma urmei, ar trebui să avem curajul de a spune ceea ce simțim, indiferent chiar dacă e ceva plăcut, chiar dacă e ceva incomod, pentru că persoanele care vor cu adevărat să fie în viața noastră acceptă și chiar din contră se bucură când le spunem că le-a deranjat ceva. Adică când văd că noi lucrăm ca să facem relația respectivă mai bună, asta vreau să zic. Nu știu neapărat cât de plăcut este, în sensul că nimănui nu cred că îi place să îi se spună ceva neplăcut în față, dar cred că dacă ajung să explici omul respectiv că fac asta tocmai pentru că vreau să elimin cumva posibilitatea ca noi să ne certăm din cauza subiectului respectiv în viitor și oricât de neplăcut e asta, îmi doresc mai mult ca noi să fim bine împreună în viitor, cred că omul respectiv înțelege până la urmă. Da, asta vreau să zic, că oarecum fiind persoane apropiate se pleacă cumva de la premiza eu nu sunt aici ca să te rănesc, ci sunt aici ca să îmbunătățesc ceea ce noi avem. Poți să fii și în poziția în care să-i spui unei persoane, uite, de exemplu, cum a fost în cazul meu, când le-am spus alor mei că eu nu vreau să urmez, să termin facultatea de drept sau să urmez o profesie în direcția asta și nu voiam să fac asta pentru că adică nu voiam să port conversația respectivă pentru că mi-era frică că o să-i dezamăgesc, că o să aibă o părere proastă despre mine în sensul că o să creadă că sunt leneș și că nu vreau să muncesc. Și mi-a fost frică foarte mult timp să-mi asum chestia asta. Mi-a fost atât de frică că a trebuit să dau examen la notariat, să-l pic, să-l mai dau o dată, să-l iau, să fac 2 ani de stagiatură, să iau examen de definitivat și abia apoi, după ce am fost notar, să-mi asum că vreau să, că o să fac pasul ăsta. Așa că suntem și în situația asta. Da, îți dai seama, mai ales când vine vorba de părinți, mi se pare că acolo avem o totul altă abordare, nu cumva să nu îi dezamăgim pe părinți și nu cumva să creadă părinții despre noi că suntem un eșec. Exact, exact. Și atunci, clar că ai reținerea asta de a spune exact ce simți, dar așa cum părinții tăi te-au acceptat în cele mai proaste, nu știu, în cele mai slabe momente ale tale, ca să nu zic proaste, cred că la fel de bine pot accepta și faptul că le spui, uite mama, mă deranjează că mă sun prea des, știi? Și cred că cel mai ușor, ca să tragem o concluzie, să nu stăm cumva, vreau să răspund la cât mai multe întrebări, ca să tragem o concluzie, eu, de exemplu, ce aș face personal ca să îmi dau seama cum să trec peste frica asta, este să mă pun eu în locul acelei persoane și să mă gândesc dacă mie ar trebui să-mi spună cineva un adevăr neplăcut, oricât de mult nu mi-ar plăcea,
M-aș bucura să-mi spună decât să ascundă chestia asta de mine. Adică m-aș simți mult mai protejat dacă în cele din urmă mi-ar spune cineva, pentru că m-aș gândi, bă, numai că e greu pentru mine să aud chestia asta, dacă e greu pentru mine să aud chestia asta, îmi imaginez cât de greu a fost pentru persoana respectivă să-mi spună asta. Și dacă cineva ajunge să-și bată capul cu mine încât să facă o chestie care chiar e dificilă, înseamnă că persoana aia chiar ține la mine și că are cumva binele meu în vedere atunci când face ceva și nu face doar ce este comod sau ce este simplu sau ce este plăcut. Și dacă nu primești reacția asta, dai seama că persoana respectivă oricum nu merita să fie în viața ta. Da, mă gândesc că s-a gândit mai mult la ea, că n-a vrut să-mi spună și că i-a fost mai, adică că i-a fost mai comod să nu mă anunțe cu riscul de a mă pierde sau cu riscul de a mă face pe mine să sufăr mai departe, decât să ajungă să-mi spună un adevăr neplăcut în față și să cumva simtă pentru 5 secunde că n-a fost plăcut și după aia să-i treacă. Ok, să continuăm această întrebare răspunsă. Întrebarea numărul 2. Cum scap de gândurile obsesive sau scenariile pe care ți le faci? Se pare interesant, mi se pare că se poate duce și în direcția de gelozie și în direcția de anxietate, da. Adică se poate duce în foarte multe direcții. Oare exact ce și soluție? Nu știu, hai să vedem. Hai să vedem. Din punctul ăsta de vedere, sunt, cred că aș merita o diplomă pentru chestia asta, pentru gândit foarte mult în avans și imaginat tot felul de scenarii și tot felul de, adică... Să le spunem oamenilor cum te comportai când ne urcam în avion? Nu. Nu. Nu vreau să discut despre asta. Plus că a trecut. Da, acum e mult mai bine. Pe asta sunt curios. Mă rog, zi cum ai făcut tu să treci peste. Sau cum a fost mai întâi. Hai să vorbim mai întâi de situații în sine. Cum ajungi să-ți faci gândurile astea, de ce? Păi nu, vreau să zic că scenariul cu avionul este, adică gândurile legate de avion sunt cât se poate de gânduri obișnuite și uzuale și care cred că trec prin mintea 50% din oameni care aleg să zboare cu avionul, adică nu, alea nu stă normale, ca să okay. zic așa. Pentru că noi ca ființe nu suntem făcut să zburăm și atunci automat organismul, na, până și creierul, până se acomodează cu gândul de a zbura cu avionul, trece prin anumite scenarii. Și fobia de avion este o fobie foarte... întâlnită. Exact. Dar eu consider că sunt pe drumul cel bun către... Mă rog, ce voiam să zic? Dacă sunt campioană la genul ăsta de scenarii și efectiv mi se întâmplă uneori, stau și mă uit la serial sau gătesc sau fac orice altceva și mi se duce mintea departe și mă apucă niște scenarii de alea sumbre, de mai am puțin și plâng la cât de bine le trăiesc și la cât de detaliat văd, îmi imaginez totul și simt totul. Și citind și vorbind cu mai multe persoane avizate, este efectiv vorba de felul în care tu îți înveți mintea să gândească. În speță, persoanele care fac chestia asta și cred că e vorba de scenarii negative, nu? Da, gânduri obsesive, scenarii negative. Îți aduci mintea să gândească în felul ăsta și din fiecare situație să poată să extragă ce e mai rău sau să vadă ce e mai rău. Și efectiv felul tău de a gândi, așa te-ai învățat să gândești. Și atunci e nevoie de exercițiu foarte mult pe gânduri realiste, adică mereu când îți apar gândurile astea sumbre sau începi să te gândești la ele, să vii mereu cu gânduri realiste, să te gândești cât de probabil e să se întâmple chestia asta, pentru că posibil sunt, posibilitățile sunt infinite. Poți să-mi dai un exemplu? Poți să dau eu dacă trebuie un exemplu. Nu știu, spre exemplu, o să fac accident pe autostradă și o să mor. Ok. Aici mergem cumva în direcția de atacuri de panică, anxietate. Eu o să duc în direcția de relații, da, să zic chestia asta. Păi da, m-am gândit la chestia asta că mie astea mi se par scenarii sumbre. Adică mi se mai întâmplă și mie să... Adică nu că mi se mai întâmplă, mi se întâmplă să îmi duc scenariile sau mi le duceam cel puțin, că acum nu mai... Adică sunt pe linia de putire. Mi le duceam în direcția asta, adică ajungeam să-mi imaginez că, ah, că sunt înșelată. Vizualizam cum sunt înșelată, cum intru în camera respectivă, cum te găsesc cu alta, cu o altă femeie în pat, adică reduceam super la detaliat. Extrem. Mamă, și simțeam, stăteam așa în pași, voiam să dorm și simțeam cum îmi crește pulsul și cum mă certam cu tine și tot și se ducea naibii și somnul și liniștea și tot. Și eram acolo, mă, și pucneai eventual. Cum ai îndrăznit să faci așa ceva? Da, da. Ceva de genul. Și cum rezolvi treaba asta? Adică n-ai venit cu exemplu pentru gândul realist. Da, așa. Revenind, să merg pe autostradă și fac accident, da? Și o să mor din chestia asta. Cât de posibil e să se întâmple chestia asta?
Foarte posibil. Foarte posibil, da. Orice e foarte posibil, da, să se întâmple. Da. Dar cât de probabil e să se întâmple chestia asta? În 8 ani de zile de când am permis, câte accidente am făcut? Niciunul. Niciunul. Cât de probabil e să se întâmple accidentul ăsta fix pe autostradă și să mor? Foarte puțin probabil. Din e moment... 100% posibil, foarte puțin probabil. Exact. Din moment ce eu știu cum conduc, știu că sunt precaută, știu că merg cât se poate de ok, sunt atentă în trafic, nu mă urc băută la volan, nu mă urc... Deci cumva încerci să te concentrezi pe lucrurile pe care poți să le controlezi, da, și să-ți dai seama că ce e în afara controlului tău este foarte puțin probabil să se întâmple. Da. Și asta e, încerci să te conectezi cu realitatea, pentru că în momentul ăsta, în momentele respective, mintea deja nu mai e în prezent, se duce foarte mult în viitor. Și chiar îmi zicea o prietenă, Miruna, ți-am zis că de fapt viitorul nu există. Chiar am vorbit recent cu ea pe tema asta. Și că viitorul nu există, tot ce avem e prezentul. Și atunci te reconectezi puțin cu prezentul, vii cu picioarele pe pământ și îți dai seama, ok, eu acum sunt în pat la mine acasă, el e lângă mine în pat, de ce îmi fac eu scenariul că mă înșală când realitatea e alta? Așa încercam și eu să abordez situația în momentul în care dădeam pentru a doua oară examenul la notariat. Cred că am mai spus asta, dar o spun din nou, mi se pare o tehnică foarte bună. Și gândul meu se ducea constant către o să plic, iar, de fapt, iar o să pic, iar o să-i dezamăgesc pe ai mei, o să cred că nu sunt bun deloc și examenul urma să fie peste 3 luni, dar eu pregătindu-mă făceam asta. Și la fel s-a întâmplat și când învățam pentru definitivat, de asemenea. Mereu mă gândeam că o să pic, că nu am nicio șansă să iau, că e prea multă materie, pentru că intram cumva parcă într-o panică și într-o cumva fugă, așa, agitație constantă, adică mintea mea, gândurile mele. Și simțeam că pierd controlul asupra situației, așa că avem nevoie să mă agăț de un gând care să-mi restabilească controlul în momentul prezent. Și gândul prima dată, atunci când învățam pentru stagiatură, a fost nu pot eu să controlez ce întrebări o să-mi pice sau cum o să fie subiectele sau cât de bine sunt pregătiți ceilalți, pentru că era concurs, trebuia să faci mai bine ca ceilalți ca să intri, însă ce puteam să controlez era cât de bine mă pregătesc în prezent. Și chestia asta îmi dădea foarte mult control, și am cu cât mă pregătesc mai bine, cu atât sunt șanse mult mai mari să intre. Așa că singura chestie pe care pot să o fac e ca în loc să îmi petrec sau să-mi consum energia făcând un griș pentru ceva ce nu pot să controlez, hai să-mi consum energia făcând ceva ce pot să controlez, adică cât de bine mă pregătesc. Și la stagiatură a fost ceva asemănător, numai că nu ăsta mai fost gândul, pentru că nu mai eram în concurs cu altcineva, pur și simplu trebuia să memorez trebuia să memorez niște lucruri și acolo a fost cumva în afara barii zonei mele de confort, pentru că nu-mi place deloc să stau să memorez chestii, îmi place să fiu creativ și să folosesc cumva informația pe care o am în casă, creștea. Dar atunci ziceam, o să pic, și după aia am preluat controlul și am zis, de ce judești tu acum dacă o să pici sau nu? Asta e o chestie care ține de viitor, mai ai o lună, o lună jumate până la examen, nu judeca cu o lună jumate înainte ce urmează să se întâmple examen și din nou, la fel, tot ce contează este ca tu să te pregătești cât mai bine se poate. Așa că cred că amândoi putem să răspundem că cel mai bun mod de a renunța la obsesiile sau scenariile sau gândurile negative pe care le ai este să încerci să găsești un gând punctual, un gând realist, care să te ajute să preiei din nou controlul. Exact. Ok. Și ușor, ușor, tot făcând chestia asta, tu o să ajungi să ai un nou tipar de gândire. Și... Exact. Asta mi se pare interesant, că cumva ajuți mintea. Ia în momentul prezent, probabil dacă te confrunți cu așa ceva, în momentul prezent, exact cum ai zis și tu, din obișnuință se duce către scenariu negativ, către obsesie, către gândurile negative, dar la fel s-a format cumva pattern-ul ăsta, tiparul ăsta de-a lungul timpului. Adică tu de-a lungul timpului poate ai stat pe lângă părinți care mereu ziceau, ai grijă, e periculos, e frig, e căciule. Adică cumva cineva care să-ți creeze o frică constantă, poate ai avut părinți axioși sau apropiați axioși care constant au băgat o frică în tine. Mintea ta s-a dezvoltat gândind în felul ăsta și acum ce trebuie să faci este să preiei cumva inițiativa tu și să decizi tu cum vrei să începi să gândești. Și exact cum mergi la sală, te duci o zi, nu simți nimic, te duci a doua zi, nu simți nimic, te duci a treia zi, zici, hai că parcă s-a umflat bicepsul ăsta, dar te duci 3-4 luni și după 3-4 luni te uiți la o poză cu tine de acum 3-4 luni și zici, mamă, cât de mult m-am dezvoltat. Și așa e și cu mintea ta. Păi așa cum se creează inițial tiparul într-un mod inconștient, așa se
se și schimbă tot într-un mod inconștient. Dar decizi conștient să-l schimbi. Decizi conștient, dar faci chestia asta, o să ajungi la un moment dat să o faci inconștient pe parcursul zilei. Pentru că devine cumva parte din cine ești tu atunci. Exact. Adică trebuie să-ți schimbi, schimbând mentalitatea, îți schimbi identitatea. Da. Și mișto sună. Suntem abia la a doua întrebare. Văd că ne ia 10 minute să răspundem la o întrebare. Okay, mai scurtăm. De cât timp filmăm, Andrei? 18 minute, suntem acolo, 9 minute. Nu, no, că e ok, pare, mai răspundem, dar... 6 minute de pregătiri sau 5. Da? Deci suntem ok. Ideea e că dacă nu apucăm să răspundem la toate întrebările și voi vreți mai departe să facem chestia asta, o să răspundem în episodul următor, facem o parte a doua la chestia asta. Așa că dacă vă place cumva formatul ăsta în care luăm întrebările pe care voi le lăsați în comentarii atât pe YouTube cât și pe Instagram, atunci lăsați un da în comentarii și cu siguranță o să facem și al doilea episod. Hai să mergem la întrebarea numărul 3. Ce faci când mintea îți spune să-l lași, dar inima nu vrea? Sau inima îți spune altceva? Deci mintea îți spune să-l lași, da, inima... Cumva rațiunea îți spune trebuie să pleci, dar cumva sentimentele îți spun vreau în continuare să rămân. Ce faci? Eu știu, te întreb pe tine. Eu cu asta mă ocup în fiecare zi. Vrei să răspund eu? Da, te rog. Ok. O să răspund robotul emoțional acum, cum îmi spui tu. Robot emoțional, parcă mă numești, nu? Bun. Hai să facem puțin un context pentru treaba asta. Să zicem că ești într-o relație în care ajungi să nu te mai simți bine, ajungi să suferi mai mult decât să fii fericit, ajungi să nu te mai regăsești, însă îți dorești atât de mult ca relația aia să funcționeze, încât îi dai șanse după șanse, după șanse, după șanse. Adică cumva tot încerci să găsești acea formulă secretă sau să faci acele schimbări necesare încât relația să meargă bine. Și ajungi într-un punct în care rațiunea îți spune, ai făcut deja prea mult, ești singurul de fapt care face ceva probabil în relația asta, celălalt este acolo pentru că probabil e comod cu tine sau nu vrea să-și bată capul, să se despartă sau lucruri de genul ăsta. Și... tu, în mod conștient, știi că ți-e cel mai bine dacă ai plecat de acolo, însă sentimentele tale, adică în interiorul tău, simți că nu vrei să-l părăsești, simți că vrei să mai încerci. Și apropo, când zic nu vrei să-l părăsești sau lucruri de genul ăsta, nu vorbesc despre bărbat sau femeie. Uh-huh. Mă refer la el ca om sau ea ca persoană. Pentru că am primit de multe ori mesaje de genul, dar de ce vorbești așa frumos de femei și de bărbați, vorbești atât de urât? Și nu, vorbesc și de bărbați și de femei în același mod și nu vorbesc frumos și urât de nimeni, ci doar încerc să exprim niște realități pe care le trăim cu toții. Revenind, mintea îți spune, rațiunea spune, este cel mai bine să pleci în momentul ăsta pentru că ai deja ai făcut prea multe și nu mai ai ce să faci și nu mai e corect pentru tine să faci ceva. Însă inima îți spune că vrei să rămâi și că ar trebui totul să mai încerci și că poate încă nu ai luptat destul și că ai renunțat prea ușor dacă pleci în momentul ăsta. Asta e contextul. Mi-aș asculta rațiunea. Ok. Bun, de ce? Pentru că știu că dacă mi-aș asculta sufletul, o să vină mai devreme sau mai târziu, o perioadă în care o să regret că mi-am ascultat sufletul și o să-mi pară rău că am acceptat chestiile respective în viața mea. Ok. Sunt de acord. Asta o spun cu mintea de acum, repet. Pentru că, probabil, nu știu, dacă mă întrebai când eram mai mică puțin, aș fi spus că merg cu sufletul. Dar, nu știu, în contextul cum l-ai dat tu, probabil că aș mai da o ultimă șansă, adică mi-aș aduce clar, aș pune clar în discuție, uite care e situația, așa, 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 eu aleg să fac asta. De cele mai multe ori când se pune problema așa, există o schimbare, dar schimbare temporară, în sensul că se întâmplă 2-3 săptămâni cât timp e nevoie să se regăsească cumva acel echilibru în relație
Și în momentul în care simte iară siguranța respectivă, o să revină la comportamentul normal. Pentru că mereu am zis chestia asta, dacă cineva vrea să se schimbe, de ce este nevoie să ajungă într-un punct în care să fie amenințat că o să fie părăsit ca să se schimbe? Dacă cineva te iubește cu adevărat, de ce trebuie să faci tu atât de multe lucruri încât să-l convingi să-ți arate chestia asta? Adică nu văd niciun motiv pentru care cineva ar trebui să dea șansă după șansă după șansă după șansă după șansă încât celălalt să-i dovedească ceva. Că ține, că este acolo, că este loial, că este sincer, că iubește. Nimeni nu trebuie să primească 3 șanse ca să dovedească că iubește. Nimeni nu trebuie să primească nici măcar 2 șanse. Pentru că nu toată lumea merită 2 șanse. 2 șanse merită cei care greșesc cu adevărat. Dar unii iau decizia de a înșela, unii iau decizia de a minți. Nu e o greșeală, e o decizie conștientă. Și dacă cineva și-ar fi dorit cu adevărat să se schimbe, n-ar fi avut nevoie de 2 șanse, pentru că ar fi profitat de prima. Așa că ăsta este răspunsul meu și îmi place foarte mult că există persoane care numesc asta suflet, numesc cumva inimă, adică cumva cealaltă parte care vorbește. Eu cumva mi s-a pus oricum eticheta asta că sunt, nu pot să mă râd, Doamne, cum se numește, reversul la posesiv, nu negativ. De la posesiv? Nu posesiv, Doamne, pozitiv. Toată lumea îmi spune negativist? Că sunt, da, nu negativist, era ceva cu P, parcă. Pesimist? Pesimist, așa că sunt pesimist. Toată lumea îmi spune că sunt pesimist. Mă rog, toată lumea, sunt câțiva băiță și prin comentarii. Sunt câteva persoane care îmi spun că sunt pesimist. Nu sunt pesimist, ci pur și simplu vorbesc dintr-o perspectivă care mie mi se pare că se tot repetă în foarte multe relații, cumva un tipar care există și vorbesc atât de mult despre partea negativă, să zic așa, sau cealaltă parte mai puțin plăcută, pentru că sunt foarte mulți oameni prinși în partea asta. Sunt foarte sigur că există foarte multe relații fericite, există foarte multe cupluri care se înțeleg de mine, foarte multă iubire peste tot și sunt cumva conștient că asta există. Dar persoanele respective nu au nevoie de conversația pe care o purtăm acum, asta înseamnă că cel mai probabil nu se uită la ce postăm noi acum, asta înseamnă că cei care... Asta înseamnă că cei care se uită sunt cei care au nevoie și care trec prin suferința despre care noi vorbim. Deci nu sunt... Care era cuvântul? Pesimist. Nici măcar nu l-am în vocabular. Nu sunt pesimist, dar vorbesc despre o anumită problemă. Bun. Eu o numesc frică. N-am terminat, nu trece la următoarea? Să că n-am niciun răspuns. Acum urma să răspund. Am de capul meu. Eu o numesc frică. Când mintea îți spune, adică rațiunea, când logica îți spune ceva, cealaltă parte care vorbește nu este inima sau sufletul, ci este frica. Pentru că inima, dacă ar fi cu adevărat acolo, nu te-ar încuraja în vecii vecilor să rămâi lângă cineva care te rănește și care nu te iubește și care îți arată constant că nu te apreciază. Ci frica te convinge să rămâi acolo. De cele mai multe ori, oamenii rămân într-o relație care le provoacă suferință, nu pentru că iubesc prea mult, ci pentru că se iubesc pe sine prea puțin. Și în momentul în care te iubești pe tine prea puțin, intervine frica. Frica că nu o să mai găsești pe altcineva, frica că altcineva nu o să te mai iubească, frica că o să rămâi singur, frica că o să te simți abandonat, frica că nu te simți destul de bun încât accepti tot ce ți se oferă atunci. Sunt foarte multe frici care vorbesc în capul tău. Așa că în momentul în care îți dai seama că rațiunea îți spune ceva, bineînțeles că nu te iei după frică. În momentul în care tu îți dai seama că dacă continui să merg înainte, nu fac pași în direcția potrivită, dar frica îți spune, da, dar după aia unde te duci, că tu nu știi drumul corect? Nu. Du-te și caută un alt drum. Nu te duce intenționat către destinația greșită doar pentru că nu știi care este destinația corectă. Trage pe dreapta, trage pe banda de urgență, reactualizează GPS-ul, reactualizează traseul și dacă n-ai Wi-Fi sau internet, du-te și caută alte drumuri în funcție de intuiție. Dar nu te lua după frică. Aia nu este inima care vorbește, nu este sufletul care vorbește, nu este iubirea care vorbește, ci este frica care vorbește. Bun. Întrebarea numărul 4. Ați notat? Crezi că o persoană se poate schimba după ce a greșit? Nu știu, dar știu că mă enervezi. De ce? Că nu-mi place teatrul ăsta, așa. Mie îmi place, că e posibil. Mă bucur. Sunt ca pe scenă. Ok. Dacă cred că o persoană se poate schimba? După ce a greșit. Adică probabil că își cere scuze și... Da.
Dar se poate schimba dacă el conștientizează că a făcut greșeala respectivă. Dacă el se trezește și o completare bună. Și își dă seama, uite, fac aici ceva greșit, ceva care nu e bine. Dacă el singur sau ea singură își dă seama că a făcut o greșeală sau că face o greșeală în continuare și ți-am zis, trezirea pleacă de la persoana respectivă, nu vin eu și îți spun, vezi că ai greșit colo, fă aia, atunci da, se poate schimba, pentru că vine ceva din interiorul tău și simți să faci asta din tine. Dar dacă vine cineva și îți spune, vezi că greșești acolo, nu sunt chiar atât de sigură. Deci ce încerc să spui este că o persoană nu se va schimba cât timp ea nu conștientizează de la sine faptul că face o greșeală. Exact. Ok. Dacă cineva te amenință că pleacă din viața ta dacă continui să faci ceva, crezi că schimbarea aia, dacă intervine, e permanentă? Nu, e o schimbare temporară, pentru că la un moment dat, inevitabil, o să răbufnești. Ok. Dacă tu faci schimbarea aia doar de ochii partenerului, la un moment dat o să te saturi de această prefăcătorie, da. Ca să zic așa, pentru că asta faci, te prefaci până la un anumit punct că ești partenerul ideal, cât partenerul tău să nu mai plece de lângă tine, dar la un moment dat tot îți dai rama pe față. E ce vorbeam noi în episodul trecut, parcă aveam un episod în care vorbeam de schimbarea ta cu alcoolul. De Andra n-a mai băut alcool de... 3 ani. 3 ani, se fac 3 ani, acum în decembrie. Pe 25? Da. Pe 25, de, cred și unul de acum 3 ani. 2020? 2019. Mă rog, 2019 trecerea către 2020. Da. Ok. Și ți-ai propus să nu mai bei în vreun minut? Adică ți-ai zis, eu nu mai vreau să beau și ai că încerc? Da. Păi ăsta mi-a fost primul gând. Am zis, ok. Bine, am fost puțin ajutată că imediat după Crăciunul respectiv a trebuit să iau un tratament pentru stomac și n-am avut voie să consum alcool. Mă rog, nu că beam eu foarte mult, dar s-au întâmplat super multe atunci, n-am mai plecat nici la Revelion, am rămas acasă. Rămând acasă n-am băut, oricum luam tratamentul, n-am putut să beau. Am intrat în sesiune, în sesiune nu beam, că sesiunea anul 4, drept, horror. Și după zic, ok, hai că au trecut 2 luni, fără că eu să beau. Hai să vedem cât pot să o țin, că devine interesant. Dar inițial nu ți-ai propus să nu mai bei, pur și simplu... Nu, dar începusem să nu mă mai simt bine cu mine bând. Adică nu mai plăcea imaginea mea. Deci cumva simțeai cum... consecințele sau repercursiunile... Da, nu mă mai simțeam bine cu mine așa. Nu mă mai simțeam în largul meu când beam. Doar că mi se părea foarte greu să nu beau în contexte sociale. Asta pentru că te obișnuiți atât de mult să pui egal între poate o ieșire cu prietenii și... Da, mi se părea foarte greu și, repet, nu eram vreo alcoolică sau ceva, să se înțeleagă. Da, da, da. Dar mi se părea greu când ieșeam în oraș, gen petreceri sau ne strângeam la vreo vilă, cabană, ceva, să nu beau. Adică, ok, și ce faci? Că mare parte de toată lumea mă duc la cabană, mă îmbăt și petrec. Ce faci? Știi, și a fost chiar interesant. Ți-am zis, nu mă mai regăseam oricum cu mine bând, pentru că mi se părea că mă fac de râs, nu știu. În exterior nu se vedea chestia asta, că am vorbit cu foarte multe persoane despre chestia asta și au zis că nu vedeau neapărat vreo diferență. Dar mie mi se părea că mă fac de râs, că nu știu, vorbesc mult și prost, că nu mă mai simțeam în largul meu deloc. Și oricum în planul meu era ușor, ușor să... Reduci? Da. Mă rog, rămâneam la un pahar de vin, de gin... ceva de genul, adică strict de socializare și atât, știi? Deci tu ai simțit că vrei să faci greșeala respectivă pentru că tu simțeai că nu-ți mai face ție neapărat bine. Schimbarea, nu greșeala. Schimbarea, pardon. Schimbarea respectivă pentru că... Da, eu nu mă mai simțeam neapărat bine în pielea mea. Ok. Și am fost ajutată de situațiile care au apărut. Pandemie, ți-am zis, a trebuit să iau antibioticul respectiv. Da, cred că dacă eu veneam și ziceam, Diandra, aș vrea să nu mai bei? Nu mai beam, dar cu prima ocazie când eram fără tine, aș fi băut. Ok. Că e ca și cum e aici, Diandra, lasă-te de fumat. Ok, trag de mine să nu fumez cât sunt cu tine acasă. Dar după cum ai plecat de acasă, primul lucru mi-aș aprinde o țigară. Corect. E același lucru. Cred că asta cumva
explică cel mai bine de ce oamenii nu se schimbă pentru că vrem noi să se schimbe. Bun, hai că am recuperat la întrebarea asta în timp. 5. Ce pot să fac dacă sunt înconjurat de cupluri, iar eu sunt singur? De ce e o problemă? Hai să ne gândim de ce e o problemă cu adevărat. Te simți singur? Simți că tu nu ești destul de bun? Toată lumea, e ca și cum toată lumea ar primi ceva gratis de la magazin dacă tu te cere bani. Da, pentru că te compari. De ce trebuie să te compari? De ce trebuie neapărat să ne mulăm pe standardele astea? Nu cred că e neapărat de comparat. Cred că pur și simplu vezi că unii sunt într-un fel, dar tu nu poți să te bucuri de același ceva. Da, și vrei să începi o relație doar pentru că toți prietenii tăi au o relație? Asta ți-ar confirma poate că și tu ai niște calități bune și că și tu ești plăcut de ceilalți. Adică mi se pare că ți afectează direct capacitatea de a crede că tu ești destul de bun ca om. Da. Adică, ca să înțelegi, înțeleg în direcția în care te duci, dar vreau cât de bine se poate să mă pun în papucii celui care a pus întrebarea asta. Da, eu nu zic, adică îmi imaginez că nu e foarte plăcut sentimentul în sine de a nu avea pe cineva, mai ales când toți prietenii tăi în jurul tău au pe cineva și probabil n-am mai petrec și timp doar ei doi, da. Cuplurile, tu automat ești exclus, n-ai ce face și așa mai departe. Îmi imaginez că nu te simți deloc ok, mai ales dacă tu și cauți în disperare pe cineva și ești refuzat constant. Și automat ajungi să te inhibi foarte mult și să nu mai ai curajul să mai faci asta. Dar poate că tocmai disperarea asta în care ești de a încerca să găsești pe cineva te face oarecum să fii și mai disperat și să alungi și mai tare oamenii din jurul tău. Da, că e mare așa energia asta de disperare, adică îl faci pe celălalt să se simtă ca și cum el n-ar fi deloc special, ci doar cumva primul om pe care tu îl găsești exact. Să fie dispus să fie cu tine, pentru că tu încerci să îți confirm, da, bă, uite că e cineva dispus. Că îți garantez că în lumea asta o să găsești pe cineva până la urmă să fie cu tine. Dar cred că ce încearcă Diandra să spună și ce, mă rog, are dreptate să zică de fapt, este că relațiile nu trebuie să fie niciodată, cum să zic eu, motivul pentru care tu ajungi să te simți bine. Ci relația trebuie să fie efectul faptului că tu te simți bine. Adică tu mai întâi trebuie să ajungi să te simți bine, ok, să fii tu cu tine, să ai cumva un repertoriu larg de activități pe care tu le întreprinzi singur, să ai niște pasiuni de care te ocupi, să ai un proiect pe termen lung de care te ocupi, o viziune. Asta, de exemplu, mi se pare o rețetă foarte bună pentru cineva care este singur și simte constant dorința să le fie cu cineva, să își facă o viziune pentru viața lui pe termen lung, să-și ia un proiect de termen lung care să n-aibă legătură cu el. Adică să încearcă să încerce să construiască ceva. Pentru că mi se pare că când depui cumva energia asta în a face ceva pentru un proiect care este cumva făcut din inimă pentru cei din jurul tău, cum a fost, de exemplu, pentru mine contul de Instagram, sau eu știu, cumva înțelegeam că rolul meu acolo e nu neapărat de a crește un cont de Instagram, ci a oferi mai departe niște idei care îmi priau mie. Adică deja încercam să ofer mai departe. Când faci chestia asta, inevitabil ajungi în jurul sau atragi în jurul tău oameni care cumva și ei cred în aceeași ideal. Și asta din prima te poziționează te pune într-o poziție foarte bună ca tu să găsești oamenii potriviți. Noi doi cumva așa am început să profităm, de fapt. Noi profitam de proiectul ăsta care era atunci Goal Cards. Adică proiectul nostru ca să fim din ce în ce mai mult împreună. Ne vedeam, discutam, ca să înțelegeți, eu cu Diana am pornit un cont de Instagram la început. Aveam ședințe. Aveam ședințe, da, făceam grafica, făceam design-ul, aveam ședințe acum, da, ce tare. Și cumva făcând chestiile astea, noi începeam să petrecem din ce în ce mai mult timp împreună și ajungeam să ne împrietenim, să ne cunoaștem din ce în ce mai bine, să petrecem timp de calitate împreună, nu pentru că căutam să fim cu cineva, ci pentru că pur și simplu ne plăcea compania unul altuia. Și am realizat asta muncind cumva pentru același scop. Aduți aminte că mergeam în cafea, țin minte, n-am să uit când am terminat sesiunea de vară, nu, până să începem sesiunea de vară, ne-am luat laptopul și am zis, mergem să lucrăm pentru Goal Cards, voiam să-i schimbăm fața.
și căutam cum să împărțim citatele, pe ce categorii, ca să facem reperele și am stat o zi întreagă și ne-am bătut capul cu asta. Era foarte, foarte tare. Da. Dar ce încerc să zic este că relația trebuie să fie rezultatul timpului petrecut de calitate cu o altă persoană. Și nu să începe o relație sperând că o să petrești timp de calitate cu persoana respectivă. Asigură-te că tu ești ok cu tine, că ai o activitate, că cumva ai independența asta din punct de vedere emoțional, în sensul că tu nu ai nevoie să vină cineva să-ți umple anumite goluri și după aia poți să începi foarte bine o relație și crede-mă, atunci o să ai cele mai mari șanse de fapt să ai o relație. Când lumea nu o să simtă că te duci în jurul lor, cum vin, cum să zic eu, oamenii străzi și îți cer bani. Da. Asta, care e primul reflex pe care îl ai când vezi că vine cineva către tine? Repulsie. Repulsie, nu te dai la o parte. Dar când vezi că există un om care pare amărât, dar care lucrează sau face ceva frumos și se ocupă atât de pictură, așa, cântă, nu te duci tu să-i dai? Ba da, te duci de drag. Zici, băi, uite, omul ăsta e extraordinar. Poate că are situația asta, dar totuși el face ceva. El încearcă să ajute lumea, să o facă puțin mai bun. Că face un tablou, că face o schiță, că face ceva, nu vine să-ți ceară ceva. E pregătit să-ți ofere. Bun. Cum scap de gelozie chiar și atunci când realizezi că nu este ok? Adică cumva cred că deja ești în poziția în care simți că gelozia mai mult îți face rău decât bine și totuși tu nu poți să scapi de acele gânduri de gelozie. Ai cuvântul. Îmi predai ștafeta. Okay. Știi de ce mi-am uitat ideea că m-am tot gândit la răspuns pentru întrebarea asta, la dăm foarte bine creionat în mintea mea și tot și acum blank. Ok. Cred că e bine să începem cu faptul că gelozia este rare ori rezultatul a ceva ce face cineva, ci este de cele mai multe ori rezultatul propriilor noastre gânduri, credințe, perspective. Orice sentiment pe care îl avem, fie că e vorba de acest sentiment de gelozie sau de iubire sau de, este rezultatul unor gânduri. Eu mă gândesc că ceva se întâmplă, iar prima reacție a corpului sau a minții mele este să creeze acest sentiment în interiorul meu. Și sentimentul respectiv este acea energie care mă convinge pe mine să acționez într-un anumit fel. Deci am un gând care provoacă un sentiment care provoacă o decizie. Poți să te întreb ceva? Da. Gelozia ți se pare normală într-o relație? Nu. Nu, nu mi se pare. Poți să... Pune mai departe întrebarea, că știu ce vrei să întrebi. Ce vreau să întreb? Adică sunt persoanele astea care zic că... printre care și eu, pentru că și eu obișnuiam să cred chestia asta, că dacă nu ești gelos înseamnă că nu simți ceva. Poți să ai un sentiment de disconfort, nu îți place să vezi că se întâmplă ceva, dar gelozia mi se pare că nu vine din acest sentiment de disconfort, ci vine dintr-o incapacitate de a înțelege că cealaltă persoană nu ți aparține și că nu are nicio obligație să facă ceva ce vrei tu să facă sau să te protejeze pe tine. Ok, și dacă persoana cu care tu ești într-o relație, să zicem că, nu știu, vorbim, eu sunt fată, sunt într-o relație cu un băiat și băiatul respectiv, nu știu, are jobul de așa natură, de foarte mult înconjurat de fete sau are foarte multe interacțiuni cu fete și el e foarte așa hi-hi-hi, ha-ha-ha cu toată lumea, știi, foarte prietenos, exagerat de prietenos, aș spune. Ți se pare normal ca fata să fie geloasă sau nu? Nu. Argumentează, te rog. Ce legătură ar avea vreodată din punct de vedere sexual, hi-hi-hiu, ha-ha-hau, cu ceva ce poate să ducă vreodată la... Care e motivul pentru care cineva e gelos? Simte că cineva poate să ajungă să te înlocuiască. Tocmai. Cum poate hi-hi-hi, ha-ha-ha, să te înlocuiască dacă tu ești absolut sigură de omul pe care tu l-ai lângă tine? Păi tu nu ești. Vezi, acolo cred că e adevărata problemă. Deci, noi preferăm să-l obligăm pe ăla să nu mai fie așa cum simte el, decât să ne luăm timpul de care avem nevoie ca să-l cunoaștem cu adevărat. Ca să înțelegi la ce caz mă referam la cazurile în care vin anumite persoane și zic,
Da, da, uite, stilul lui de viață în sine sau cum e el mă face foarte mult să fiu geloasă, pentru că, tocmai, exact ce spuneam, are foarte mult contact cu fete sau are foarte mult contact cu băieți, interacționează foarte mult cu persoane de sex opus și... Și? Păi persoana respectivă o deranjează chestia asta, nu știu. Și? De ce o deranjează? Ți-am expus un context. Asta zic, de ce o deranjează? Dacă tu ești absolut cert că omul ăla nu are absolut nicio intenție de a merge mai departe și pur și simplu ăla e stilul lui de a fi amuzant, prietenos, carismatic, etc. Dar tu ești sigur că valorile pe care le are, principiile pe care le are, nu-i permit să facă pasul ăla în plus. Tu nu te-ai temut niciodată de orice fel de comportament. Adică tu cumva știi sigur, băi, dacă te las într-o cameră plină de 100 de femei, tu tot pe mine mă alegi la final. Dar când nu ești sigur de chestia asta, preferi să-l rogi pe celălalt sau preferi să-l faci pe celălalt să se simtă cumva, nu neapărat să se simtă prost, dar îi spui că ai prefera să existe o anumită distanță între el și anumite persoane doar pentru că ție ți se frică că o să-l pierzi. Cealaltă soluție rațională pe care eu o văd aici este să te asiguri că omul respectiv nu ar face asta niciodată. Și cum poți să te asiguri de chestia asta? Să-i dai voie să o facă. Și în modul ăla tu vezi dacă omul respectiv are sau nu principiile și valorile necesare pentru a purta o relație cu tine. Dacă tu îți consumi energia și timpul încercând să-l blochezi pe el și să faci așa un fel de gard, de protecție în jurul lui, voi nu o să ajungeți niciodată să folosiți aceeași energie pentru a vă construi relația. Tu încerci doar să-l separi pe el de lumea exterioară încât să te asiguri că el e doar pentru tine sau ea în cazul ăsta. Dar ceea ce trebuie tu să faci în primul rând e să te uiți la tine, pentru că e foarte posibil ca nimic din ceea ce face persoana respectivă să fie destul de argumentat sau să fie destul de rezonabil încât tu să ai reacții de gelozie. Mulți, cum ziceai în episodul 15... E foarte posibil ca persoana respectivă să nu facă neapărat ceva, ci tu pur și simplu să ai identitatea de om gelos din cauza, nu știu, propriilor frici, traume, etc., neajunsuri, nevoi nesatisfăcute. Sau doi, dacă totuși tu simți că ești ok în sinea ta, dar omul respectiv nu ți este foarte cunoscut, adică probabil că aveți o relație la început de 2, 3, 4 luni și tu nu știi sigur dacă omul respectiv ar face chestia asta, rațional vorbind acum, aș prefera să îi las omului respectiv cât mai multe contexte, să dau voie cât mai mult să facă sau să se comporte cum s-ar comporta el în mod normal, adică să nu-l îngrădesc absolut deloc, ca să văd cum ia deciziile. Și dacă văd că a luat o decizie încât să depășească anumite limite sau să se ducă într-o direcție în care eu n-aș fi de acord, prefer să văd asta mai devreme decât mai târziu, ca să pot să iau mai ușor decizia de a pleca dacă e nevoie. Pe lângă chestia asta, mi se pare foarte important și să continui să investești în tine, pentru că de multe ori ești gelos nu neapărat pentru ce face partenerul tău sau pentru că partenerul tău face ceva, ci pentru că tu nu te simți suficient de bun pentru partenerul tău. Și simți că ești înlocuibil. Exact. Cu efectiv fiecare persoană, adică nu contează că este cu persoane de sex opus sau că este cu băieții la FIFA, tot e geloasă. Cred că asta e cel mai important pas, să-ți dai voie în primul rând să lucrezi tu cu tine, exact cum ai zis și tu. Da, în momentul în care te uiți la tine să zici, bă, e pierderea lui, e pierderea ei. Uite, asta e o gândire foarte sănătoasă. Pentru că eu știu cine sunt, eu știu ce sunt, știu ce pot să aduc în relația asta și... Eu sunt cea mai bună versiune a mea. Plus, o altă perspectivă care mi se pare foarte sănătoasă este să-ți aduci aminte că oamenii nu te înșeală în funcție de cine ești tu, ci te înșeală în funcție de cine sunt ei. Adică tu poți să faci ce vrei tu în lumea asta și să-i dai toate motivele pentru care te-ar înșela. Un om care nu înșeală de fel va purta o conversație cu tine, îți va explica ce are de explicat și după aia va aștepta să vadă ce faci. Dacă te conformezi, bine, rămâne cu tine, dacă nu, se desparte de tine, în niciun caz nu se zice să te înșele. Și un om care înșală de fel, tu poți să-i dai toate motivele din lume să te iubească, să-ți fie iubească, să fie sincer și te va înșela. Nu are absolut nicio legătură cum ești tu ca om cu cum te tratează alții pe tine. Singurul lucru pe care tu poți să-l faci vreodată este să impui limite sănătoase în viața ta. Și să poți să spui nu, să poți să refuzi, să poți să zici până aici
Atât. Tu poți să te protejezi pe tine. Ca să poți să faci chestia asta, trebuie să fii foarte sigur pe tine. Trebuie să ai încredere în tine, într-adevăr. Și asta e pasul numărul 2, să lucrezi la tine însuți încât să... Asta e pasul numărul 1. Da, pasul numărul 1. Lucrează la tine. Eu cred că și atunci când ești pus în fața unui lucru care ți se pare dificil și ți se pare dificil pentru că n-ai încredere în tine, ești pus în fața unui lucru dificil și îl faci totuși, încrederea ta vine după aia. Tocmai pentru că ai făcut acel lucru dificil. Dar și faptul că îi dai libertatea partenerului tău de a se afla în situațiile respective care pe tine te deranjează, e iar o dovadă de curaj și o dovadă de vulnerabilitate, pentru că tu până la urma urmei lași frica, lași dorința de a controla totul, o lași deoparte. Exact. Și ți-e frică să faci asta. Și ți-e frică, dar faci asta totuși. Exact. Adică e o vulnerabilitate, e tot o investiție în tine. Asta zic, deci cumva rațional, cronologic vorbind, prin asta trebuie să fii slab, ca să ai șansă să fii puternic. Clar. Pentru că dacă erai puternic din prima, eu de exemplu dacă vreau să fac niște chestii acum care mi s-ar fi părut poate înainte dificile, eu le fac din prima. Adică nu trebuie să apelez la vreun gram de putere, le fac în mod normal. Dar acum 5 ani, dacă scoteam telefonul și voiam să fac un story să vorbesc, adu-ți aminte cum eram. Da. Că mi-era o frică și o rușine, dar acum scot telefonul, am făcut story, adică n-am mai nevoie de nimic, îl fac natural. Deci mai întâi ai nevoie să fii slab. Oamenii spun, nu pot să fac asta că sunt slab. Nu, din asta e procesul. Mai întâi e slab, îți dai voie să fii vulnerabil, curajos, asta înseamnă, asta presupune frică, pentru că dacă nu ți-ar fi frică, n-ai avea nevoie de curaj și să dau de vulnerabilitate. Deci trebuie să fii slab, să-ți fie frică și asta te conduce spre a fi puternic și a-ți crește încrederea în tine. Nu știu, foarte tare cum s-a dezvoltat răspunsul ăsta, era durat 15 minute, dar e plăcut. Cât avem până acum, Andrei? 50. Ce repede a trecut. Da. Mai avem, cred că, 2 întrebări maxim. Frumos întrebare. Întrebarea numărul 7. De ce ezităm să fim noi înșine când suntem cu alții? Din cauza faptului că ne e frică că suntem judecați, că nu suntem suficient de buni, okay, că nu o să primim validare din partea lor, automat o să fim respinși. Pentru că ne e frică că noi, pe cont propriu, nu suntem suficienți încât să fim acceptați de societate, de, nu știu, de oamenii din jur. Și de ce crezi că ajung oamenii să se simtă așa? Pentru că, în primul rând, sunt niște frici în interiorul lor, de care se lasă controlați. Și pe lângă chestia asta, cred că și faptul că se compară foarte mult și au niște standarde nerealiste, cred că e destul de nociv pentru minte să faci chestia asta. Social media afectează destul de mult chestia asta. Da. Și atunci ți se pare că... Toată lumea e fericită, toată lumea arată bine, toată lumea are bani. Da, că e indiferent ce haine porți sau cum arăți, tu nu ești niciodată la modă, că de ce m-ar accepta pe mine în grupul respectiv? Că uite că nu am bustierele respective și nu știu, chestii genul ăsta. Da, foarte corect. Dar că poate că eu le iau, nu neapărat că le iau mai în râs, că și eu am fost acolo, am trecut prin asta. Și eu am fost acolo. Că, na, cred că e parcursul normal prin care trebuie să treacă fiecare om. Dar, ce doamne iartă-mă, vreau să zic. Asta mi se pare foarte important în sfatul să se înțeleagă toată lumea că toți trecem prin chestia asta. Nu e nimeni care se simte destul de bun încât să simtă că poate să fie el însuși la început în orice grup. Adică, mi se pare că tranziția dintre a fi copil și a fi adult e atât de dificilă, cât este atât de importantă. Pentru că atunci când ești copil, tu cumva înveți așa, în teorie, cam cum funcționează lumea. Cam până în clasa 7-8, dar după aia ești aruncat la liceu. La liceu interacționezi cu oameni care au și 14 ani, dar care au și 18 ani. Și 19, pare? Nu. Depinde. Nu faci 18 în clasa 11? Nu, eu am impresia, am venit la facultate când aveam 19 ani. Păi și eu aveam 19 ani în aprilie, când, deci cu o lună înainte să termin
clasa 12. Da, eu am făcut după ce am terminat clasa 12. Deci 19 ani, deci gândește că tu la liceu, având 14 ani, e foarte posibil să te întâlnești cu oameni care au 19 ani. Tu îți dai seama cât de multă experiență oamenii în fața ta despre ceea ce înseamnă viața și prin cât de multe au trecut. Aduți minte că erai un prichindel când te duceai la liceu. Și da, dar nu știu dacă aș compara neapărat cu persoane de clasa 12, că nu mi se pare că există o diferență atât de mare. Există, dar nu atât de mare între, nu, între clasele de liceu. Și după adevărata schimbare se face când termin liceu, părerea mea. Într-adevăr, dar atunci cumva e perioada de tranziție. Tu deja ai cam priceput cum funcționează lumea până atunci. Nu știu, la mine a fost și dubios că, vezi tu, în sine toți prietenii pe care aveam erau mai mari ca mine. Și ajută foarte mult chestia asta. Adică eu așa mi-au fost prietenii mereu. Nu ți se pare că te ajută mai mult să ai prieteni mai mari încât să reușești să te integrezi mai ușor în colectivul tău propriu? Pentru că gândește cum sunt eu acum la tenis. Eu dacă încep să joc tenis cu unul care e mult mai bun decât mine, o să-mi fie mult mai ușor să-l bat pe unul care e de nivel ca mine acum. Da. Pentru că mă forțează să ies din ce în ce mai mult din colivia mea și să devin mai mult, să devin mai... Adică îmi dă cumva un avans foarte rapid. Cum a venit Bogdan, de exemplu, când a început noi business-ul și a venit cu un bagaj destul de mare de experiență pe care el l-a căpătat în 2-3 ani, dar noi l-am învățat în 2-3 luni. Pentru că vine cineva și îți plasează din prima. Pac, uite, gen, așa e treaba. Da. Așa era și atunci, că noi eram... când eu eram a 9, aveam prieteni de 11 și de 12. Pentru că, cumva, având un frate mai mare, mi-a fost ușor să mă împrietenesc cu ei. Și cred că la fel și tu. Eu n-am un frate mai mare, dar... Fiind populară și frumoasă și descurcăreață, oamenii voiau să umble cu tine. Prietena mea cea mai bună de atunci. Bianca? Da. Ok. Ea era... Ea avea parcă un frate mai mare, dacă nu așa. Da. Deci, are. Cam... Are, da. Și, na, gașca noastră a fost formată din general, eram foarte uniți și am continuat și la liceu, adică e o poveste întreagă. Dar au venit foarte multe influențe, să zic așa, din diferite grupuri care erau și mai mari decât voi, adică nu neapărat că erau foarte diferiți oameni între voi, erau și mult mai mari și ele s-au concentrat toate asupra voastră, adică voi ați văzut din prima foarte multe tipuri de oameni într-un timp foarte scurt. Da. Și asta îți dă o experiență în plus, pentru că tu știi că am început să dai seama cu ce se mănâncă. Și după aceea când te întorci la clasa nouă înapoi la tine în clasă, dai seama, băi, eu umplu cu ăștia de clasa 12, dar eu știu ce faceți voi aici din prima. Adică îți vine mult mai comod după aia să fii tu însuți, în momentul în care îți dai seama, băi, nu e chiar așa mare scofală ce fac și ăștia în clasa 12, adică am cam prins pilul și pot să aplic. Ce încerc să zic este că tuturor ne este frică să fim noi înșine la început. Pentru că e foarte greu să faci tranziția dintre cine ai fost învățat să fii până 7 ani, 8 ani, 9 ani, până la 14 ani. Pentru că până atunci părinții au avut cea mai mare influență. Să dar fim serioși. Toți vrem să fim validați. Da, dar îți este frică să arăți cine ești tu ca să fii validat. Nu, toți simțim să fim validați. Asta e și treaba, că măcar de... Eu, de exemplu, acum mă simt super în elementul meu pentru că fac ceea ce îmi place și sunt validat pentru chestia asta. Normal că mă simt bine. Deci tu ai observat că noi în ultima perioadă am ieșit cu diferite grupuri, adică grupul nu s-a păstrat constant. Da. Eu nici nu mai beau. Am fost efectiv la fel. De ce? Pentru că poate că sunt urât, dar nu-mi pasă. Nu că nu-ți pasă. Adică... Tu te-ai validat singură. Eu sunt ok, sunt cum simt eu să fiu efectiv cu toate persoanele, dar nu mă mai interesează dacă X mă place cu adevărat, mă acceptă, dacă mă aprobă să fiu un grup de prieteni sau nu. Și ce mi se pare cel mai interesant, ai văzut când cineva se preface că hai să fim de treabă, suntem cei mai tari prieteni, nu știu cum, când se ajunge într-un punct ăsta, imediat îți dai seama. Da. Și cumva... E unanim acceptată ideea că îi dai voie omului să fie așa, cu toate că îl simți din prima, adică nimeni nu zice, băi, ce naiba te prefaci aici cu noi la masă, îmi dau seama că n-ai cum să fii așa în viața de zi cu zi. Și tocmai tu, cel care poate ești mai miserupist, când ești mai miserupist, mai autentic, când ești, nu, când ești tu, adică când nu te mai interesează la fel de mult, tocmai tu ești la care ești plăcut. De ce?
pentru că sunt atât de puțini oameni care își dau voie cu adevărat să fie ei înșiși, încât cine își dă voie cu adevărat iese din prima în evidență și este apreciat, neapărat pentru cine este, dar mai ales pentru simplu fapt că e el. Exact, pentru curajul de a fi tu însuți. Și oamenii iubesc autentic, oamenii, mai ales în online, oamenii își dau seama imediat când ești fake. Ceea ce mi se pare din ce în ce mai bine în ultimul timp. Uite, cum ar fi fost să vin eu acum aici, să fiu toată un zâmbet și un râset, când eu nu mai pot de oboseală și mă gândesc doar exact la ceva dulce, efectiv, abia și o să devorești ceva dulce. Și mâncare, da, exact. Deci, cred, care e, cum faci să, că, care era întrebarea? Cum aș putea să mă regăsesc? Nu. Cum aș putea să am încredere să fiu eu însumi? De ce stăm să fim noi înșine când suntem cu alții? Am răspuns de ce zităm. Ne e frică să fim noi înșine. Da. Nu credem că suntem destul de buni, nu vrem să fim respinși, așa că... Dar cum facem? Ca să ducem și completare neapărat de ce ne e frică. Cum facem? Mă rog, ce trebuie să facem, de fapt? Știi care e faza? Că, în general, în liceu, nu neapărat că încurajezi să fii așa, că nu încurajezi chestia asta, dar e un parcurs normal. Mi se pare destul de greu ca de la o vârstă atât de fragedă să poți să-ți găsești echilibrul ăsta tu cu tine și să poți să fii ok și să nu mai cauți validarea din exterior. Mm-hmm. Adică cred că trebuie să accepți că face parte din, nu? Frica da, asta. Da, să accepți că tu nu ești așa. Nu trebuie să te identifici neapărat cu frica respectivă. Știi că e un moment al vieții tale prin care trebuie să treci. Face parte din proces. Exact. Și că va veni un moment mai devreme sau mai târziu când vei simți să nu mai porți nicio mască și vei găsi, automat vei atrage în viața ta și oamenii alături de care nu mai simți să mai porți nicio mască. Cred că odată, o singură dată ce faci chestia asta, o să realizezi că ai fi putut să o faci mereu și că nimic n-ar fi fost diferit. Exact. Cred că singurul moment în care chiar contează cu adevărat să fii superficial în liceu. Asta zic că contextul e altul, știi? De asta nu... Dar și încuraja neapărat, ok, da, liceu trebuie să fii neapărat tu. Știi că liceu e rău. Liceu e rău. Și provoacă mult bullying, într-adevăr. Da, ca să mă înțelegi și să fie super clar, nu încurajezi pe nimeni să fie superficial și să joace vreun rol. Clar nu, dar asta zic că atunci când ești în liceu e o vârstă frage de la care intri la 14-15 ani în clasa nouă. Și cred că uite, că nu cred că am auzit de foarte multe ori discutându-se din perspectiva asta. Când ești în liceu, în primul rând, nici nu prea ai cum să știi cine ești tu. Ai așa o idee vagă, ești confuz, nu trebuie să fii superficial, dar nu fii cumva, nu respinge ideea de a căpăta cumva esențe noi. Încearcă să te descoperi. Exact. Adică dă-ți voie să, păi, uite, îmi place asta la... Stai și cu grupul respectiv și cu grupul celălalt, vezi ce-ți place ca să-ți dai seama cine ești. Și fii cumva ca un cameleon, oarecum. Exact. Adică încearcă să te adaptezi în cât mai multe contexte să vezi cum te simți bine. Eu m-am simțit bine fiind superficial în liceu. Mă simțeam foarte bine. Nu realizam că sunt superficial. Am zis după aia, m-am judecat ca fiind superficial. Atunci mă simțeam cumva la modă, mă simțeam ok, mi se pare că eram un grup popular, adică îmi plăceau chestiile astea la mine. Îmi dau seama că la rândul meu e foarte posibil să fi făcut multe persoane să sufere și cumva sunt conștient de treaba asta, ba că eram scris și în carte treaba asta. Dar în același timp, dacă n-aș fi fost așa, n-aș fi învățat foarte multe lucruri pe care acum, cu toate că nu le mai integrez în identitatea mea, le cunosc și le înțeleg și văd cumva diferența în viața mea pentru că am un bagaj în plus de experiență care vine din direcția respectivă. Eu, gândindu-mă la perioada liceului, nu simt că m-am schimbat chiar atât de mult. Adică, nu știu, mereu mi s-a părut și nu vreau să sune urât, dar niciodată nu mi s-a părut că m-am îmbrăcat cum era la mod atunci. M-am îmbrăcat efectiv cu ce îmi plăcea. Nu mă trezeam niciodată dimineața să stau să-mi fac părul înainte să merg la liceu. Păi abia mă trezeam să ajung la prima oră. Da, păi să mă mai trezesc să mai am timp să mai îndrept și părul. Adică nu făceam chestiile astea, eram foarte comodă, cum sunt și acum de altfel. Da. Dacă îmi venea să mă duc în cea mai largă bluză posibilă, n-aia mă duceam, mă vedeam, mă duceam, unde pleci în halul ăsta? La școală. Ce putea să mai zic? Și acum, aseară, aproape m-am lăsat în pijamare la magazin. Da, da. Acum chiar mi se pare că suntem la limita aia comodității. Adică eu mă simt foarte bine, așa. Dar sunt unele persoane, mă rog, deja nu ne mai interesează, sunt unele persoane care se uită, zic, bă, ia uite și pe ăștia. Nu mă deranjează.
Mister, cât avem? O oră și două minute. Hai să mai dăm o întrebare, zic eu. Ultima întrebare pe care o dăm este întrebarea numărul 8 din seara aceasta și din nou, dacă ți-a plăcut formatul ăsta, te rog, răspunde cu un da în comentarii ca să știm dacă facem și episodul viitor la fel. Mai avem încă multe întrebări la care putem să răspundem și, sincer, mie mi-a plăcea să răspund, mi-a plăcut formatul, dar aici nu este neapărat despre ce ne place nouă, ci despre ce ne place și urmăritorilor. Ideea era să răspundem la întrebări despre noi inițial. Ah, da. Am primit doar două întrebări despre noi și anume de cât timp suntem împreună și de ce nu ne căsătorim. Putem să răspundem bonus la ele dacă nu. Păi am putut să răspundem acum, eventual. Noi, inițial, când am pus pe Instagram story-ul despre despre faptul că vrem să primim întrebări personale, ne-am și dat, să primim întrebări cumva despre noi doi, curiozități de ale voastre despre noi. Dar am primit foarte multe întrebări din cele pe care le-am citit până acum. Na, mi s-a părut mult mai important să răspundem la asta, adică dacă voi ați cerut, asta am spus. Plus că s-au regăsit foarte multe întrebări în comentariile voastre care nu țineau neapărat de viața noastră personală, cât țineau de viața voastră personală și bineînțeles că asta încercam să oferim până la urmă. Eu zic, propun să lăsăm episodul ăsta așa cum este, fără întrebări personale și în episodul următor, dacă vreți, să răspundem la întrebări personale și dacă da, scrieți-le în comentarii să știm care sunt. Și o să răspundem la ele. De întrebări despre mine și Diandra, ce curiozități aveți. Ok. Mi se pare tare chestia asta. Bun. Și ultima întrebare, pentru că mi-este foame. Scuze. Teniște. Nu e bă că ne-am făcut astăzi, nu am avut asta în parte. Trebuie să rearanjăm puțin cadrul ăsta. Bun. Ce faci când dispare iubirea pentru celălalt, ne lipsind de celălalt pentru binele lui? Deci, prima dată, ce faci când dispare iubirea pentru celălalt? Of, de ce nu rompe aia cu iubitul și cu înșelatul? Nici n-am trecut-o, sens, mie nu mi-a plăcut. Mamă, mi se părea foarte interesantă. Bine, dacă vrei, o trecem pentru data viitoare. Ok, deci asta e... Mai poți mai zici o dată, te rog. Ce faci când dispare iubirea pentru celălalt? Și hai să nu mai filmăm niciodată la final de zi. Dimineața, că la final de zi, gata, nu prea mai sunt nimic. Deci ce faci când dispare iubirea pentru celălalt? Da. În ce sens dispare iubirea? Că cred că nu mai simți nimic pentru el. Nu mai simți nimic, gen nu mai ai sentimente sau nu mai e flacăra aprinsă? Nu știu, vrei să o sunăm, să întrebăm? Să ne... Mi se par două perspective diferite. De ambele perspective, că asta mi se pare și mie întrebarea decisivă. Ce nu mai simți? Nu mai simți că nu mai e chimia aia, fluturii în stomac, flacăra aprinsă, cumva aventura? Sau efectiv cel de lângă tine e un străin, e rece și gen, nu te mai simți deloc confortabil în jurul lui și simți că nu știi cine e? Sau că nu-ți dorești să facă parte din viața ta? Sau că nu-ți aduce nicio plăcere seara să te pui în pat cu el? Da, eu am avut, de exemplu, prieteni în viața mea care mă înțelegeam foarte bine și acum dacă mă văd cu ei, sunt rece, adică... Nici nu mă interesează să mai vorbesc cu ei. Deci hai să o luăm pe scenarii ca să nu ne lungim atât de mult. Ok. În situația în care simți că s-au dus fluturile din stomac, că s-a dus pasiunea, că s-a dus flacăra, e normal. E parcursul normal al unei relații. Cum se numește? Se termină faza de îndrăgostire. Da. Era îndrăgostire. Și e normal ceea ce se întâmplă. Nu cred că trebuie să faci neapărat ceva în privința asta, ci efectiv doar să continuați să vă împărtășiți sentimentele și să creșteți împreună și să fiți acolo unul pentru celălalt. Mie mi se pare că de fapt aici e două opțiuni. Am mai zis de-a lungul episodului că nu alegi de cine te îndrăgostești și pur și simplu se întâmplă. Și de obicei ne îndrăgostim din cauza anumitor nevoi nesatisfăcute sau satisfăcute într-un mod incorrect sau, mă rog, hai să nu... Ne îndrăgostim pentru că bazat pe niște chestii pe care le avem de la sine interiorul nostru. Niște trăiri. Cumva care nasc niște reacții în interiorul nostru. Asta e îndrăgostirea, până la urmă, e o reacție. Așa că nu poți să alegi de cine te îndrăgostești, însă ai două opțiuni. Ori te îndrăgostești de cineva care este ok pentru tine și cu care poți să continui o relație mai departe și cu care îți dorești să continui o relație mai departe, ori te îndrăgostești de cineva care nu este ok pentru tine
Și în momentul în care se duce îndrăgostirea, după toată lumea, există ideea asta de iubirea durează doar 3 ani. Nu iubirea durează doar 3 ani, îndrăgostirea durează doar 3 ani. Adică asta ar trebui să înțeleagă oamenii. Și să zicem că trece un an, trec 2, trec 3, s-a dus sentimentul ăsta de îndrăgostire, ușor, ușor a coborât și să ajungem fix în punctul ăsta în care 1. Erai cu cineva care este compatibil cu tine și cu care îți dorești mai departe și simți că nu mai sunt fluturi în stomac, simți că nu mai e flacăra aia. Pentru mine scenariul ăsta era asta. Da, da, pe da, să zic. Și cumva spui omului, băi, nu mai e flacăra între noi, hai să vedem ce facem în privința asta ca să continuăm să construim relația mai departe, să o ducem în episodul viitor, în sezonul viitor, în pasul următor, în capitolul următor, pentru că asta mi se pare că se face trecerea către maturizarea relației în punctul ăla, sau ajungi într-un punct în care nu mai ai sentimente și cred că la asta se referă întrebarea, nu mai ai sentimente și vezi că lângă tine de fapt a fost un om cu care tu n-ai fi vrut niciodată să fii, adică nu e compatibil cu tine absolut deloc. Asta e, că nu e din compatibil cumva, cu din comoditate te gândești ce fac, renunț. Din comoditate, din milă. Da, nu zici, nu, hai, am fost atâta timp. Da. Omul respectiv poate te vrea pe tine, doar tu nu-l vrei. Răspunsul meu pentru chestia asta e simplu, dacă asta e situația despre care am vorbit a doua oară. Deci dacă e prima situație despre care am vorbit prima dată. Dacă e îndrăgostirea și simți că rezonați împreună, da, e totul du-o ok. Du un pas următor. Da, e parcursul normal. Du-o un pas următor. Asta s-a întâmplat cu mine și cu Diana, de exemplu. Adică am ajuns într-un punct în care nu mai eram neapărat îndrăgostit și am zis ok, ne placem, suntem compatibili, vrem să mergem mai departe. Hai să vedem ce facem din punctul ăsta. Și am început să lucrăm, am început să ne cunoaștem mai bine, am început să facem poate mai multe activități împreună, diverse lucruri, putem să vorbim într-un episod ulterior despre treaba asta. Dar dacă e primul lucru, al doilea lucru, pentru mine răspunsul e simplu. Dacă eu aș fi în situația asta, eu să fiu îndrăgostit de o altă persoană care și ea să nu mai fie îndrăgostită de mine, adică să nu mai simtă nimic. Ce? Să iubești. Așa e întrebarea. Da, dar nu e iubirea, să încerc să zic. Adică pe parte din partea celuilalt e. Mie mi-e greu că pot să cred că pot să ajung să... Mă rog, hai să zicem că iubire, da. Nu sunt de acord, dar e o discuție prea lungă ca să explic. Să zicem că iubire. Eu ajung să iubesc o persoană care nu mă iubește. Eu nu știu că cealaltă nu mă iubește. Adică asta e cumva contextul. Eu nu știu că cealaltă nu mă iubește pentru că nu vrea să mă facă să sufer. Nu mi-a spus încă. Dacă mi s-ar întâmpla mie, adică dacă m-aș pune eu nu cu persoana respectivă, a zice de 1000 de ori, aș prefera să-mi spui decât să rămâi lângă mine din milă. Pentru că dacă rămâi aici, mie îmi dai speranțe să cred că putem să fim fericiți împreună. Dar măcar dacă îmi spui, știu măcar să fac ceva în privința asta. Poate primul instinct o să fie să mă rog de tine, să încerc să te conving, să te întreb ce poți să schimb, să nu știu cum. Dar inevitabil, dacă chiar nu se poate face nimic, o să ajungem să ne despărțim și cel puțin o să avem șansa să poate să construim o altă relație cu altcineva cu care să fim fericiți. Dacă îmi spui și totuși se poate face ceva, tot e bine, că ajungem într-un punct în care să fim fericiți împreună. Dar dacă nu-mi spui, eu o să cred că suntem bine și o să vină o zi în care o să-mi cadă lumea în cap pentru că tu o să pleci de lângă mine, pentru că nu o să mai reziști să fii lângă cineva, lângă o persoană pe care nu o iubești. Asta e perspectiva și răspunsul meu. De acord. Întorc foaia. Ești de acord? Uh-huh. Ok. Atunci nu mai avem ce să discutăm în continuare. Așa se termină episodul 17. Sper că ți-a plăcut ideea asta de episod, având în vedere că suntem și în contextul nou, adică la noi în birou, cu semnul luminos în spate, cu Andrei în dreapta, până acum era Justin, și cu Diandra în față, până acum a fost o Diandra. Sper că ți-a făcut formatul ăsta. Ți-am zis, dacă vrei să continuăm cu întrebări personale, scrie-le în comentarii și fii sigur că noi o să răspundem data viitoare la ele. Ne place mult contextul ăsta, așa că de ce nu? Hai să mergem mai departe, să mai facem un episod așa. Și îți aduc aminte de ce facem asta, de ce am scris cartea asta de iubire, de ce facem content, de ce facem tot ceea ce facem. Noi credem că relația cu tine însuți determină viața pe care o trăiești. Pentru că dacă tu ai încredere în tine, exact cum am vorbit și până acum, ajungi să îți creezi relații de calitate, relațiile de calitate te ajută să trăiești o viață fericită și te ajută să vezi ceea ce spune motto-ul nostru, că ești mai mult decât crezi.
Dacă, pe de altă parte, nu ai încredere în tine, nu ai o relație bună cu tine, ajungi să accepti orice fel de mizerie fac sau îți oferă oameni din jurul tău, tratamente care te fac să suferi, comportamente care nu te fac să te simți bine în pielea ta, ajungi să le accepti pentru că tu nu ai încredere în tine și asta te face să trăiești o viață cu care să nu fii fericit, încântat, mândru, etc. Și te îndepărtează foarte mult de potențialul tău. Așa că în tot ceea ce facem, facem ca să te ajutăm pe tine să ai mai multă încredere în tine și să înveți să ai o relație bună cu tine însuți, încât să trăiești o viață fericită. Pentru că, și nu uita, ești mai mult decât crezi și a venit momentul să ți-o dovedești. Salutare!